Astăzi voi încerca să supraviețuiesc în noul biome din Minecraft, Pale Garden. Aici se află și noul mob, care poate fi destul de enervant sau chiar mortal. Depinde. Și partea cea mai proastă este că, din păcate, nu se spawnează niciun animal în acest biome. Deci o să fie cam greu cu mâncarea. Scopul meu este să ies din această dimensiune, intrând printr-un portal de Nether. Și ca să fac videoclipul acesta și mai interesant, voi juca pe hardcore. Astea fiind spuse, vă urez vizionare plăcută, oameni buni! G2A, jocuri ieftine pe tot parcursul anului. Mai multe detalii în descriere. Bine v-am găsit, oameni buni, în Pale Garden. Astăzi voi încerca să supraviețuiesc aici și, bineînțeles, să omor un creaking din ăsta sau poate mai mulți, cine știe. Dar ideea principală, după cum bine știți și v-am obișnuit cu challenge-urile mele, ei bine, trebuie să facem rost de diamante, să facem un portal de Nether și să ieșim din această dimensiune plină de copaci gri. Nu știu, într-adevăr, îți dă un feeling ciudat. Eu sunt cel mai colorat de aici și mai este acolo ceva colorat. Cred că e un sugar cane, dar, oameni buni, hai să ne pregătim pentru noapte, pentru că nici nu-ți dai seama când vine noapte. Eu deja simt că vine noaptea cumva. E așa, ăsta e feeling-ul pe care îl primesc acum, ce vrei să fac. Și practic așa vom vedea cât de greu este să supraviețuiești în acest biome. În teorie ar trebui să fie destul de ok, dar depinde cât de pregătit voi fi. Așa mă gândesc eu. Ia uite lemnul ăsta alb. Bă, zici că joc un texture pack din ăla care nu are texturi. Așa mă simt acum. Sunt într-o lume foarte, foarte dubioasă. Dar noroc de pre-release-ul acesta, oameni buni. Pre-release-ul 1.21.2, pre-release 3. Da, ok, bine. În acest pre-release s-a adăugat la single biome și biome-ul de Pale Garden. Și bineînțeles că n-am stat, n-am ezitat, am făcut direct o lume și am zis că hai să vedem cu adevărat care va fi experiența în acest biome. Pentru că dacă joc pe lume normală, nu-i chiar așa. Aici chiar nu pot să scap de noul mob din Minecraft, The Creaking, și adică probabil pot să scap, o să învățăm câteva chestii de supraviețuire, cum putem să scăpăm de el. Putem să, am câteva idei și de la voi și de la mine. Cineva mi-a zis odată în comentarii, bă, poți să sapi sub el practic vreo 3 blocuri și după el o să stea blocat în pământ. Într-adevăr, poți să faci chestia aceasta, dar știi ce poți să mai faci? Poți să dai un like la acest videoclip. Vă mulțumesc, oameni buni, dacă faceți chestia asta și nu uitați să vă abonați. Aș aprecia foarte mult dacă mai vreți videoclipuri de genul acesta să-mi ziceți și, bineînțeles, hai să continuăm. Dar dacă ați urmărit Minecraft News, unde am fost și eu, Rembo Colpir, acolo și m-am certat puțin cu prezentator, dar nu știu, nu cred că îl mai pun pe canal, mă enervează prezentatorul ăla. În orice caz, oameni buni, am încercat să joc puțin pe hardcore în Pale Garden și noi și prea bine, am murit acolo. Dar problema principală nu era mobul nou. Problema principală era, ghiciți ce, mobii care se spawnează aici. Adică se spawnează și creeper și zombie și schelet și toate astea. Și asta a fost problema mea principală. Datorită lor nu puteam să mă focusez pe lupta cu creaking-ul, ceea ce e cam grav. Și asta o să se întâmple și în această seară. Deci trebuie să fim pregătiți. Adică, în teorie, cel mai bine ar fi să nu... Oh, ok, o lua foc. Poate ar trebui să stăm pe acolo, că e lumină și frumos. Ar trebui să stau în cave, mă gândesc eu. Asta ar fi cea mai bună chestie pe care aș putea să o fac. Dar nu știu dacă văd vreun cave. Un cave natural m-ar ajuta foarte mult. Mai văd niște cărbune. O să încep să mai strâng câteva chestii, că na. Oare pot să merg pe alea, gen să... am primit un sapling. Gen să îmi opresc full damage-ul. Nu cred că poți să te urci pe astea. Da, nu poți să te urci pe astea. Ok, învățăm chestii noi. Învățăm chestii noi. Foarte bine. Cam ciudată și generarea din acest biome. Nu văd peșteri mai deloc, sincer. Mai văd cărbune și fier pe la suprafață, ceea ce nu e rău deloc, dar hai să vedem cum mai arată și alte locuri. Uite, am găsit niște sand de altă culoare în viața noastră. Este absolut genial că mai vezi vreo culoare pe aici, prin această lume eerie. Bă, dar nu știu ce să fac. Chiar nu știu ce să fac. Am uitat ceva foarte grav. Oameni buni, nu avem animale în acest biome. Oh my god, am uitat complet de asta, oameni buni. Nu avem animale. Cum voi supra... Și am alergat ca nebunul. Repede să strângem de astea.
Oh-oh, nu avem mâncare și Colpir nu știu cum supraviețuiește. Bă, dar ce? Am intrat eu, gen șmecher? Bă, imediat, pam, 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 stai să vezi ce ușor o să fie challenge-ul ăsta, că nu-i mare chestie, bla, bla, bla. Când colo n-avem mâncare. Oh my god. Chiar nu m-am așteptat la asta, asta chiar a fost acum, gen, o realizare de moment a fost asta și probabil se aude gresul ăsta super tare, dar trebuie să-l strângem, oameni buni, pentru că nu putem să facem rost din nici de o oaie, adică nu putem să dormim, ceea ce înseamnă că trebuie să ne confruntăm cu The Creaking. Sper că nu se spawnează și în mină, atâta pot să zic, dacă se spawnează și în mină, well, that's interesting, that's interesting. Am văzut că știe să noate Creaking-ul, ceea ce nu prea-mi place, dar, na, e bine de știut. Nu noată foarte repede, dar știe să noate, ceea ce e crazy. Trebuie să fac rost de mâncare înainte să mă confrunt cu alți mobi. Voi vă dați seama? Voi vă dați seama? Eu nu pot să dorm. Oh my god, ce challenge greu! Nu pot să cred cât de tare am subestimat acest challenge. Ok, oameni buni, îmi place un challenge nou. Chiar îmi place. Da, am înghițit puțin în sec, dar 7 semințe. Hai că ar trebui să fie ok. Sunt curios dacă, practic, nici pești nu se spawnează în acest biom, corect? Bă, nici nimic nu se spawnează în acest biom. Oameni buni, am încurcat-o, lăsați-mă să vă zic. Niciun pește. Apune soarele, ok. Vezi, nici nu-ți dai seama dacă apune soarele sau nu. Eu v-am zis, am crezut că au apus soarele în continuu. E foarte ciudat feeling-ul ăsta. Vă rog să încercați și voi. E chiar interesant. Bă, când apune... Mama, apune soarele. O să apară The Creaking. Și eu nu trebuie să stau pe afară, efectiv. Trebuie să stau înăuntru. Asta, așa mă gândesc eu. E cel mai logic și cel mai înțelept de făcut. Adevărat, oameni buni? Acum, v-am zis, dacă se spawnează în mine, lângă mine, e nasol. E nasol. Dar dacă n-are pe unde să intre, gen dacă s-o spawnat afară și n-are pe unde să intre, eu zic să nu-i facem prea mult loc. Să așteptăm să se spawneze, așteptăm să apună soarele. Oare o să vin aici și o să blocheze aici și după... Nu știu, frate, ce se întâmplă. Chiar nu știu cum funcționează. Poate nici nu se spawnează dacă nu sunt prin apropierea unui copac de genul ăla. Mă gândesc. Nu știu, n-am F4, gen... Freecam modul ca să pot să mă duc în mai multe direcții să văd, să ies prin pereți, dar poate e mai bine așa, e mai misterios, vedem. Poate dau un jumpscare acum și oameni buni, nu sunt mai, hai de capul meu, hai de capul meu, nu. O să încerc să fiu curajos și știi care e secretul pentru curajul meu? Ei bine, mărciul! Cu Rembo Colpir de pe colpir.ro. Oameni buni, vă mulțumesc pentru toți oamenii care ați cumpărat chestii de pe acest site. Nu v-am mai spus asta de mult, dar să știți că eu vă apreciez din tot sufletul și vă mulțumesc. Și mă bucur că vă plac designurile mele. Urmează un design nou, ba chiar niște surprize mai interesante. Deci, da, stay tuned, urmează ceva super șmecher. Și vă mulțumesc tuturor care ați luat chestii până acum. Vă mulțumesc pentru susținere, chiar m-a ajutat foarte mult. Și hai să continuăm. Văd că n-am găsit nimic. Chiar n-am găsit nimic, a? Nici măcar un coal, da, pe iron, aș vrea eu, sincer. Dar sunt prea curios. Hai să mergem sus să vedem dacă este creaking-ul pe acolo. Hai să vedem ce se întâmplă. Ok, poate o să regret. Stăm puțin în apă. Opa, am auzit sunet de creaking, cred. Hai că suntem bine, bă. Eu cred că trebuie să-mi continui treaba, că văd că nu vine nimic aici. Poate prima seară e cu noroc. Mamă, dar dau capul de asta nasol tare și când o să urc, o să fie și mai nasol pentru că îmi scade din hunger. Oameni buni, s-ar putea să mor înainte să ajung în Nether, s-ar putea să mor de foame. Nu din cauza creaking-ului sau altă cauză, pur și simplu, cred că o să mor de foame. Yeah, that's great. That's great, man. Am rămas fără pickaxe. Trebuie să mă duc sus să craftez unul și... Nu știu, sper să vină ziua cât mai repede. Asta e acum găul meu, să vină ziua. Nici nu știu, n-am găsit nimic. N-am găsit nimic pe aici. N-am găsit niciun cave toată ziua cât am căutat. Ia să ies eu afară să plantez, bă. Să mai plantez niște wheat. Să fie procesul mai rapid. Bineînțeles, ne uităm, verificăm în stânga și în dreapta. Să vedem dacă este cineva. Să sperăm că nu. Stai acolo, creaking.
Bă, Creaking este varianta aia de prima variantă a Warden-ului. Cred că așa e. Dacă vă mai amintiți, o arătat ceva la un moment dat când a scos Warden-ul. O variantă de Warden și era unul de ăsta așa slab. Și l-a adus înapoi. L-a adus înapoi în joc. Asta s-a întâmplat. Cred. Asta e o teorie, cred. Da, mă rog. Yo, man. Come here. Numai schelet să nu vină. Bun, Monster Hunter. Bă, ai auzit The Creaking? The Creaking, ai auzit? I'm a Monster Hunter. Bun, spider. Oare să spawna spider? Să merg pe aici, a? Prin apă, încă ați devenit Creaking-ul, dacă mai este, dar nu cred. Aud cringe, rupte, toate alea, dar... Niciun spider nu a fost pe aici. Hopa, creeper. Niciun pește, după cum v-am zis. Și uite la bulele alea noi. Acum îți indică faptul că, bă, vezi că mori, bă, vezi că mori, nu mai poți să respiri. Știi ce s-ar potrivi în acest biome? Herobrine. De ce nu este Herobrine în acest biome? Trebuia să-l adauge în 1.21. Deci ăsta nu o să fie biome-ul acesta, nu o să fie un 1.22, oameni buni, facem și un snapshot video aici. O să fie în 1.21.2, nu 1.22. Da? Deci... Cam așa o să funcționeze. Uite, mai avem niște mâncare. Rainbow Culprit supraviețuiește, bă. Cu greu, dar supraviețuiește. O să dau și peste un spider cândva, poate. Oare nu găsesc un portal, o ruină de portal, să mă grăbesc puțin, niște lavă, poate... Dar trebuie să fac rost de diamante, nu? Așa am zis. Oare să găsesc diamante în acest baie? V-ați gândit la asta? Sunt atâtea probleme. Mai este fier acolo, dar mie lene să mă duc. Cam sec, bă, băiete, cam sec. Nimic nu găsesc, nici prin apă. Nu se spawnează nimic în acest biome, frate, e așa... sec. Trebuie să mă duc în mină să văd dacă găsiți diamante. Poate nu se găsesc nici oruri. Poate aflăm chestii noi despre acest biome astăzi, oameni buni. Da, ciudat tare. Zici tu mie ce pot să fac eu cu acest cupru. Glumesc, frate, am găsit și niște iron. Yes, baby. Hai că e bine, putem să-mi fac... O să-mi fac și eu niște armură mai decentă. Poate un scut m-ar ajuta. Un scut m-ar ajuta, cu siguranță. Mamă, dar cât fier am găsit? Hai că e bine, băieți. Văd că se găsi... Oh my God, cât fier am găsit. Bă, stai o capcană. Bă, tu ești nebun. Yo, man. That's insane. 14 bucăți. Ha! Superb. În orice caz... Trebuie să facem rost de diamante. Aici nu găsim niciun sat, văd că nu găsim nimic. Bine, nici n-am explorat prea mult. M-am plictisit repede să văd același scenariu. Dar, să sperăm că se găsesc diamante. Eu aș fi vrut un cave. Mi se pare mai interesant un cave. Dar dacă nu dau peste niciun cave, ce pot să fac cu oamenii buni? Asta este. Dar nu știu de ce am eu impresia că o să dau peste un cave și o să se complice puțin situația, dar... Hei... It is what it is. Nu-i nimic mai plăcut decât să spargi deep slate cu un pickaxe de stone. Deci, n-aveți idee, oameni buni. Prea șmecher. Cu pickaxe de lemn? Hai să spargem cu pickaxe de lemn. Aud zombie. V-ați zis că nu o să fie așa ușor? Te aud. Mâncare, am început să mănânc zombie. Yeah. Unde e zombie ăla? E zombie subacvatic. Yo, boy, s-am găsit la peslazuli. Ha! Am glumit, am găsit Ita mai cave-ul, după cum ziceam, și cred că este momentul să ne oprim. Să ne oprim, oameni buni, și să-mi fac un scut, pentru că eu nu intru așa ca inconștientul după... Yo, man! Ați auzit, da? Oh my God! L-a adăugat din nou pe Herobrine, nu pot să cred! Păi, toată lumea știe că în luna octombrie Herobrine... intră pe hărțile noastre, adică... Ok. M-am mai bătut cu Herobrine, am o serie pe canal, dacă nu știți, în care am vreo 3 episoade, am și filmul în care mă bat cu Herobrine. Exact. Colpir versus Herobrine, puteți să căutați pe YouTube și veți găsi acolo o adevărată aventură. Adică nu mi-e frică de el. Atâta pot să vă zic, nu mi-este frică de el. Dacă apare aici, îi dau pa, stânga-dreapta. Ok, bun. Avem ăsta, să-și facem scutul și... Doamne ajută! Fun fact, mosul nu poate fi pus în furnace. Mosul ăsta, pale. Asta e ciudat, cred că o să fie fixată în viitor. Dar, na, doar așa, ca un mic fun fact despre noul update, despre noile blocuri. Acum sunt pregătit să mă aduc puțin la bătaie. Dar nu pe aici, fii atent că nu pe aici. Trebuie să merg pe partea asta, dar am văzut niște apă cumva.
Ia pe jos acolo, nu mă aruncă nebunul. Îi, bă. Dar nu știu dacă să mă arunc. A, schelet acolo. Trebuie studiată zona puțin. Trebuie studiată zona puțin, că nu, uite-l pe ăla. Sigur o să fac o schemă de-a lui. Vezi că damage-ul pe care mi-l iau e irreversibil acum. Chiar este irreversibil. Așa că... Ia uite scheletul jos. Dă-te, bă, de aici. Zombie acolo, stânga, dreapta. Trebuie să jucăm strategic. N-am mai jucat de mult așa... cu frică. Să nu pierd progresul. Oh! Diamante! Am văzut diamante. Nice. Asta chiar e bine. Numai că... mai trebuie bucat de fier. Să fac niște charcoal repede, oameni buni. Se poate face charcoal, e bine, e bine. Încă o bucată de armură. Fac la cap, să nu-mi dea damage la cap. Ar fi o idee bună să-mi protejez capul, dacă se poate. Ce fraier sunt! Trebuia să fac... Oh my god, oameni buni, ce am făcut? Trebuia să-mi fac pickaxe de iron pentru diamantele alea. Oh, damn, colpier! Oh, am făcut o colpirească, oameni buni, am făcut o colpirească. Jesus Christ. Ok, mergem încet, încet. Nu ne grăbim, mergem pe partea asta. O schelet acolo din prima. No, în partea asta mergem. Nu. Oameni buni, am încurcat-o. Deci... nu vreau să cred că se poate întâmpla așa ceva. Ouch. This is bad. Bad for business. For colpir business. Vai de capul meu, ce bătaie, man, lor, man, trei inimi. Am zis că damage-ul este irreversibil. Ați văzut câți scheleți erau? Băi, și nu se auzea niciun schelet să facă. Clic, 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 clic. Ah, bun, bine că găsesc acum diamante. That's great, man. That's amazing. Ia vină cu acest zombiule. Yo, bro. Come to papa. Am nevoie de mâncare. Ok. Ce am ajuns să fac? Să mănânc zombie. Ca să trăiesc. Dar mai am puțin și pot să-mi regenerez puțin viața. Deci e o idee foarte bună. Ia, ia, ia. Două bucăți. Ho, ho. Nu mă mici de aici, nu vreau să consum deloc energie, lăsăm hunger-ul acolo să fie bine. Hai bă, aveți încredere. Bine că am scăpat. Doamne ferește, mă. Era greu să cobor pe waterfall-ul ăla, m-a lovit din waterfall și după... Na, la ce să te aștepți? Hai că mai mână cu o bucată. Și da, zombii sunt singura noastră scăpare acum. Biax. Oribil. Uite cu un zombie. A, bun atunci. Mai văd niște diamante, numai că nu pot să le iau. Nu pot să le iau. E ok. Hai să mai batem zombi și să ne regenerăm viața. Cu răbdarea treci marea. Yo, bro. Doamne, câte diamante, nu pot să cred. Dar degeaba. Degeaba. Come on. Come on. Două bucăți. Asta zic. Nu credeam că o să fiu niciodată așa bucuros pentru bucăți de Rotten Flesh, dar... here I am. Bine că nu se spawnează The Creaking aici. Ce pot să zic? Trei bucăți de iron. Eu mi-am făcut cască ca tâmpitul. Trebuie mie cască. Come on. Ok, nu mai am Rotten Flesh. Creeper. Fai. No. No. Am avut lag, oameni buni. Mă, dar creeperul de ce n-are ochi? De ce e creeper cursed? Iron. Gata, am găsit iron. Finally. Trei bucăți, mâncați-i sufletul. Hai, Minecraft, fii cu mine tura asta. Una. Două. Și a treia. O simt, trebuie să fie. Oh, no. E ok, oameni buni. E ok. Nu-i problemă. Doar nu o să mor acum. Oh my god. Ce liniște e în jocul ăsta acum. Ok, colpir. Nu, băieți, stați calm. Nu m-am speriat. Prea tare. Văd acolo niște iron. Ok. Când e schelet, fugiți. Fugiți. Bun cu spider-ul. Trebuie să dăm back, 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 back. Back, 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 back. Back, ok. Mi-a luat damage. Trebuie să-l bat. Lasă-l, lasă-l să-i dea damage. Dă-i damage. O săgeată dacă îmi dă. M-am dus.
Nu poți să fac rost de aerea. E greu, ai văzut, erau mulți zombi acolo, adică era jale. Zombi, doamne, scheleți, mobi, whatever, v-ați prins voi. Vezi, dacă nu aveam scutul, eram mort de alaltă ieri. Ia stai că intru pe aici, poate unde e mai îngust, e mai ok, sunt mai puțin monștri și poți să gestionezi situația altfel. Dar da, scutul e foarte important pe o lume de hardcore, dacă vrei să supraviețuiești. O bucată de aer, atât am nevoie. Și nu o găsesc. Ia, încet, încet. Un zombie. Ok, bine, gata. Oh, nu, 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 din nou, nu. Nu! Cum s-a spawnat ăsta aici? Încet. Din nou, aceeași schemă. Bă, du-ți și bate cu ăla. Așa. Hai că ai armură, hai că ai armură, ar trebui să te... Ok, nu te-ai descurcat. Când te-ai spawnat și de ce te-am ratat? Bă, vedeți cât de repede dau turetele astea? Doamne, ferește-mă. Măcar pot să-mi fac viața acum. Hai că până mâine ajung și eu la aeronul ăla. Mai vine unul. Ok. Super. Ah, n-am mai fost de mult așa tensionat în jocul ăsta. Fază că dacă mor acum, o să mă enervez tot tare. Nu. Nu mai vreau. Nu mai vreau. Trebuie să caut în altă parte. Hai bă, că am viața aproape full acum, parcă mă simt altfel. O să trec pe aici totuși. Poate o să găsesc fier în direcția aceasta. Trebuie să încerc toate variantele și cea mai safe variantă trebuie să o pun în practică. Oh my god, acolo e un chest? Damn! Vezi că e bine. E un mineshaft aici cumva. Ok, un schelet să nu fie. Dar sunt puțin tensionat, cum sunteți și voi, sunt sigur. Look at this. Ok, nimic interesant. Poate astea. Că mi-e foame. Este pepe, ne-ar merge. Și da, mai văd unul în capăt, oameni buni. Zic că nu sunt poison spider. Bă, lăsați-mă cu diamantele, parcă își bat joc de mine. Efectiv. Își bat joc de mine. I'm going insane. Hai să câștigăm, oameni băi, țineți-mi pumnii, trebuie să mă duc acolo să văd. Stai că nu știu cum să trec. Nu pot să cred, pa, mâncare, avem mâncare. Luăm astea, uleu ce sunet, sound effect nou are. Uite, am găsit și fierul. Yes! Avem și de o undiță să pescuim, putem să mâncăm. Viață bună, oameni buni, oh my god, finally. Stai că încă, să nu zicem hop, până nu am sărit de tot, până n-am plecat din această dimensiune dubioasă. Pickaxe, let's go, hai să vedem câte diamante facem, fac armură full, mă bat cu creaking-ul, iau inima și o sfâșii. Trei bucăți de diamant și restul facem show cu ele. Ia uite-le mă, mâncale artata, ce frumoase sunt, oh yeah, câte sunt, damn. În sfârșit. Voiam să zic că gen, în sfârșit vine și răsplata mea și toate alea. Am început să mă nec. E clar, încă o bucată de lemn, încă niște diamante, pickaxe în primul rând, pickaxe de diamond. Perfect. Restul, chestplate. Ah, direct l-am înlocuit pe ăsta. Ăsta putem să-l aruncăm, nu mai avem nevoie de el. Bun, văd diamante acolo, dar doar acolo sau am mai văzut câteva, că nu mai... Wow! Ok, chiar m-a speriat. Urâtule! Jumpscare! Acum dacă mă gândesc mai bine îmi făceam niște pantaloni. Da, na, nu mai contează, hai să mergem. Făceam niște pantaloni de diamond și lăsam chestplate-ul ăla. Asta este de acum, oameni buni. Hai să văd... alte diamante. E zi sau noapte? Ia. Da, vine ziua. Perfect. Între timp, o să-mi fac o sabie. Chiar o să-mi fac o sabie de diamond, pentru că dacă e să mă bat... De fapt, nu, îmi fac un topor de diamond. Dacă e să mă bat cu mobile, dau așa o carată din asta, cu 9 attack damage și măcar scap de ei mai repede cumva, știi? Și cu 2 diamante, nu știu ce să mai fac. Fac și o sabie să fie. Da, fix, mă bag pe attack damage cât mai mult, oameni buni. Avem nevoie de o găleată. Cred că știu eu unde era o bucată de iron pe aici. Să vedem, poate dăm de 3 bucăți, că am nevoie de 3 bucăți pentru găleată. Da,
v-am zis, n-am luat atunci că știam că o să am nevoie mai încolo. Ia. Bam. Doar una? Bă, bună și aia, bă. Bună și aia. Ce să mai zic? Hai să ne folosim creierul astăzi, oameni buni. Ce ziceți? Oh, yeah. This is awesome, man. This is awesome. Tot aș vrea să fie apă aici, cumva. Ia. Apă? Aia zic, bă. Îți buni neuronii ăștia câți mai sunt acolo, îți buni, mai merg. Între timp, eu am o întrebare pentru voi. Ce fel de videoclipuri mai vreți să fac la modul ăsta cu supraviețuit, să trec din altă dimensiune? Unde vreți să mai supraviețuiți? Că simt că am supraviețuit peste tot, dar totuși încă îmi plac videoclipurile astea și vreau să le fac, că șmechere tare, nu știu, e un challenge tot timpul foarte, foarte plăcut. Deci unde vreți să mai explorez, să mai supraviețuiesc? Vă rog frumos să-mi ziceți în comentarii și desigur să lăsați un like la acest videoclip dacă n-ați făcut-o până acum și hai să strângem tot obsidianul și să mă bat cu creaking-ul. Să mă bat, nu mă bat, dar să distrug o inimă măcar. Hai să vedem, mai luăm un peștuc așa să-l avem acolo de rezervă între timp. Văd că mai durează puțin până apune soarele. Oh, da, mai durează destul de mult. Din nou, nu-mi dau seama când apune soarele, tot timpul îmi dă. Tot timpul mi se pare că apune acum soarele, da. Da, e ciudat feeling-ul. Hai să ne gândim la tehnici de supraviețuire, că urmează să ne confruntăm cu el. Prima, v-am zis, putem să săpăm și să-l blocăm în pământ, efectiv. Easy peasy. O să am lopata la mine, sunt pregătit. Altă chestie pe care am putea să o facem este să ne urcăm noi pe vreo 2-3 blocuri, pentru că el nu poate să-ți facă nimica. Dacă suntem așa. Ok? Destul de ușor până acum. Ideea este că dacă vin scheleți, o să te lovească scheleții și o să te dea jos. Și după, din nou, puțin aiurea. Dar, în teorie ar trebui să fim ok. Hai să vedem. Stăm aici și... Ia uite-l, mă! Ia uite-l, mă! Imediat îi sparg inima. Ia... A, sunt doi. Ok, hai repede până nu spawnează prea mulți. Salut, bro! Ia zis... A, fix aici zici că îi... Ok... Don't worry, my friend. I got you. I got you. Lasă-mă în pace, frate. Unde e inima asta? Unde e inima? Arată puțin. În ce alt copac? Ok. Ok, bro. Wow, wow. Stăm așa, ne uităm unul la altul. Ha, și ce dacă? Te-am spart, fraiere. Wow. Ok, a fost puțin tricky. Mai era unul. Mai era unul aici. Uite, vezi, el nu e activat acum, oameni buni. Cred că se activează când... Nu e activat. Acum s-a activat. E, acum am încurcat-o. Ăsta e departe. Ăsta e departe, frățiorul meu. Oh, salut! Hai că te bagi pe tine acum. Ăsta e copacul. Ia, poți să te urci pe ăsta? Uite, nu mă uit la el. Hai, frate. Ce poți să-mi faci? Nu poți să-mi faci nimic. Nu poți să-mi faci nimic, ca scânzurică. Pare rău să zic, dar nu poți să faci nimic. Ia uite. Fraier. Deci, după cum v-am zis, oameni buni, nu aveți de ce să vă fie frică. Dacă aplicați niște tehnici foarte, foarte simple, după cum ați văzut în acest videoclip, totul o să fie bine.